Să să fie Domnul! Amen. O să vă citesc în dimineața aceasta două versete și aceste două versete prezintă semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Eu știu că dumneavoastră toți vreți semne, dar uită că Biblia ne arată, ne prezintă prin două versete care este semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă poți să afișezi în 1 Ioan capitolul 4, versetul 7 și versetul 8, aceste două versete prezintă într-un mod clar. Dacă ești născut din Dumnezeu și dacă îl cunoști pe Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 4, versetul 7. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și acum fiți foarte atenți și oricine predică bine este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Oricine cântă frumos este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar care este semnul? Predica bună, cântarea frumoasă, rugăciunile astea cu sonor, cu timbru vocal foarte puternic, care este semnul? semnul că îl cunoști pe Dumnezeu și că ești născut din Dumnezeu este iubirea, dragostea. Și următorul verset 8 spune Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu știu dacă știți de ce mă cheamă pe mine Daniela. Vă spun eu că așa îl cheamă pe taică meu. Și am preluat numele de la el. Adică, dacă pe tatăl meu l-a chemat Dânila și eu sunt născut din Dânila, mă cheamă Dânila. Dacă, din punct de vedere spiritual, tatăl meu este dragoste și ești născut din dragoste, cum pot să mă numesc? Ură, conflict, dușmanie, invidie, răutate. Păi, dacă ești născut din dragoste, ce pot să fiu decât. Dragoste. Deci dragostea și iubirea este semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să știți că toate poruncile care le-a dat Dumnezeu, le-a dat ca să îngrădească, să protejeze această valoare care se numește iubirea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că întotdeauna valorile trebuie protejate, trebuie îngrădite. De aceea există nevoie de porunci. Când auziți oameni că vor să fie liberi în Hristos, să nu aibă reguli, să nu aibă porunci, să știți că este o mare greșeală. Nu există lucru de valoare care nu este îngrădit. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de ce vă faceți gardul la casă? De ce vă puneți poartă? Lăsați liber, nu e libertate. A, deci dumneavoastră acasă, ca să îngrădiți niște valori care le aveți, puneți poartă. Puneți garduri. Faceți îngrădiri, protejați lucrurile. Păi tot așa Dumnezeu ca să protejeze iubirea, a făcut niște protecții, a îngrădit niște lucruri ca să, să tocmai să protejeze această valoare care se numește iubire. Ia auziți dumneavoastră câteva porunci ca să vedeți ce vor să protejeze poruncile acestea. Deci să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Ce vrea să protejeze iubirea față de cine? Adică părinții sunt o valoare și trebuie protejați. Și atunci Dumnezeu trebuie să dea o regulă, o poruncă ca să protejeze o valoare care se numește părintele. Și atunci vine Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. În Vechiul Testament încă scrie dacă cineva bleastă pe mama sa să fie omorât. Păi ce iubire asta? Cum adică să o omori un om, asta e iubire? Da? Există niște protecții, niște îngrădiri, niște porunci. Acum ăștia de la LGBT zic că zice Biblia că trebuie să ne iubim. Hm. Dar Biblia zice cine zice că îl iubește pe Dumnezeu trebuie să păzească ce? Adică trebuie să fie niște îngrădiri, trebuie să fie niște porunci care protejează iubirea. Sau, de exemplu, zice o altă poruncă să nu poftești nevasta a propriului tău. Dar de ce? Dacă e frumoasă, zice să nu o poftesc. De ce e îngrădirea asta? De ce e porunca asta? De ce e protecția asta? Pentru că trebuie să protejezi iubirea față de aproape. Adică nu e corect, e prietenul meu, e colegul meu, e fratele meu, de ce să mă uit la nevasta lui? Și atunci e nevoie de o îngrădire, e nevoie de un gard, e nevoie de o poartă, e nevoie de o poruncă care să protejeze iubirea față de aproape. Sau celelalte porunci, să nu minți, ce protejează? Să nu furi, adică de ce să nu fur dacă am nevoie de ceva, de la vecinul. Pentru că toate îngrădirile astea, toate porunciile, protejează iubirea față de aproape. Sau, de exemplu, zice, să nu ai alți Dumnezeu. Dar de ce să nu am alți Dumnezeu? Pentru că Biblia spune că trebuie să avem un singur Dumnezeu, să iubim un singur Dumnezeu și atunci vine cu îngrădiri, vine cu porunci ca să îngrădească această valoare un singur Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Deci este nevoie de poruncă, este nevoie de îngrădire. Libertate nu însemnează fără reguli. Libertate nu însemnează fără porunci. Înțelegeți? Există valori care trebuie îngrădite. Da? Ia gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, că eu aud foarte, foarte des lucrul ăsta, mai ales în Biserica Pentecostală, că vrem o biserică ca pe vremea apostolilor. Vreți? Ca biserica primară? Sunteți siguri? Na, acum fiți foarte atenți. În biserica primară existau lucruri pe care Dumnezeu le făcea numai prin unii. Știți ce e interesant? Că toți vrem ce Dumnezeu făcea prin unii. Dar numai prin unii făcea. Dar existau lucruri în biserica primară pe care le făceau toți. Nu mai este niciunul care să-și dorească să facă ce făceau toți. Deci toți vrem numai ce se făcea prin unii, dar nu mai este niciunul care se, să vrea ce făceau toți. Na, hai să mergem la biserica primară și Doamne ajută, acum să vedem. Eu zis dumneavoastră la fapte 5 cu 12. Deci prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Deci nu prin toți, erau câteva mii de credincioși, nu se făceau semne și minuni prin toți, numai prin unii care se numeau apostoli. Dar toți vrem acum ce? Semne și minuni care se făceau prin mâinile apostolilor. Dar asta se făceau numai prin unii, nu prin toți. Dar auziți ce făceau toți. Fapte 4 cu 34. Zice că și nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case, mai vreți ca pe vremea apostolilor? deci nu mai vreți biserica primară. A, ah, deci dumneavoastră vreți sensul ăsta de biserica primară ce aveau numai unii, dar ce făceau toți, nu? Ia uite, asta e pentru toți. Toți cei ce aveau goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și versetul 35 și puneau la picioare apostolilor, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Succes! Ca pe vremea bisericii primare vreți. Nu vreți așa! Nu vreți așa! E, ce scrie aici de fapt? Că nu toți o să puteți predica, numai unii. Nu toți o să puteți cânta, numai unii. Auzi sunt un frate la noi la adunare, zice, mort, venea din altă parte, și mor dat afară de la cor, pentru că au zis că eu cânt în gama fals. Și nu toți puteți cânta în cor. Unii știți gama fals și nu o să vă primească să cântați în cor. Deci, nu este corul pentru toți. Uitați-vă dumneavoastră, vorul ăsta are un metru. Asta înseamnă că nu toți vor predica. Nu toți dintre dumneavoastră vreți proroci. Nu toți o să cântați, dar dragostea este pentru toți. Fi să fie Domnul. Na, asta era în biserica primară. Semnele și minunile, predica și. erau pentru unii, și dragostea era pentru toți. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, ce spune Domnul Isus. La unii zice plecați de la mine. Cui le spune plecați de la mine? Ce n-am făcut noi semne și minuni? N-am prorocit noi? N-am vindecat noi? Deci ori vindeca bolnavi. Deci plecați ca și fără de lege. La alții le zice, veniți la mine. Cui? Deci am fost bolnav și ați venit pe la mine. nu interesant. La ăla care o vindeca voi zice, du-te. La ăla care o vizitat voi zice, vinul. Dumneavoastră ce vreți? Ce vreți dumneavoastră? Să vindecați bolnavii sau să-i vizitați? <hătă -i> nu, no, trebuie să știți un lucru. Dumnezeu o să vindece bolnavii prin unii. Dar de vizitat bolnavii pentru să vă duceți la bolnav la spital, să le tăiați unghiile la picioare, să-i spălați pe picioare, să le puneți pampersii pentru toți. Dar toți vrem să predicăm. Toți vrem în comitet. O zice cineva, zice, mergeți să vorbiți cu, cu soțul meu, că zice, îi dărâmat de tot. Dacă nu-l alegeți în comitet nici de data asta, cred că cade de la credință. Păi nu-i nimic, dacă nu ești în comitet, poți să fii în comitetul de la spital. Să vizitezi bolnavii, să le pui pampers, îți văduve, orfani. asta e pentru toți. Dar noi ce vrem? Ce făceau numai unii. Și dragostea am dat-o la o parte. Acum eu nu spun, eu cred că Dumnezeu prin unii poate să facă semne și minuni, dar nu prin toți. Cred că Dumnezeu prin unii le-a dat dar să predice, să prorocească, dar nu sunt toți. Dar dragostea este pentru toți. binecuvântați să fie Domnul. Amin. Nu, acum vreau să vă spun, în momentul în care lipsește dragostea într-o biserică, se anulează niște lucruri. Ce se anulează? Și dacă poți să pui în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1, Amin. Nu să trebuie să înțelegeți. Lipsa de iubire anulează toate darurile spirituale. Noi să când veniți aici la adunare, funcționați pe baza darurilor spirituale. Adică fiecare are câte un dar și funcționăm în biserică pe baza darurilor care ne-a dat Dumnezeu. Ei, aici sunt prezentate niște daruri supranaturale. Deci chiar dacă aș vorbi în limbe omenești și îngerești, eu nu am capacitate decât să vorbesc în limba română, nu știu altă limbă, deci este o capacitate supranaturală dacă îmi dă Dumnezeu un dar să vorbesc într-o limbă îngerească. Asta nu e ceva natural, este supranatural. Versetul 2 pune. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, știi ce scrie aici? Să vin și să vă iau acum apărând și să vă dau la iveală pe față toate tainele care le aveți în interiorul dumneavoastră. Ăsta e un dar supranatural. Eu n-am puterea asta. Capacitatea mea naturală nu vede în mintea dumneavoastră, nu vede în inima dumneavoastră, nu vede în tainele dumneavoastră. Ei, când primești un dar profetic de descoperire, tu prin darul acesta supranatural dai la iveale tainele omului. Dar fiți atenți acum ce scrie la final. Și n-aș avea dragoste, nu sunt... Ce înseamnă asta? Nimic. Deci vorbesc în limbi, prorocesc, descopăr taine, predic, când, dar dacă n-am dragoste, ce înseamnă nimic? Nul. Se anulează totul. Adică dacă n-ai la baza darurilor spirituale iubire, lipsa de iubire anulează toate darurile spirituale. Putem să cântăm, putem să predicăm, putem să recităm. Și eu nu zic, tot ce a fost făcut până acum a fost frumos. Putem să ne rugăm, putem să profețim, putem să vorbim în limbi. Dar dacă la bază nu este iubirea, se anulează lucrurile. Cineva a povestit într-o adunare că o altă persoană a avut o descoperire și în descoperirea asta era că venise Domnul după biserică să o ia și unul dintre cei mai buni predicatori de România a fost să jos și persoana asta nu avea să creadă cum cum biserica luată și unul dintre predicatorii cei mai buni din țară la care rămânem cu gura căscată și îl urmărim să fie lăsat jos. Și o întrebat, dar de ce? Și a răspuns vocea. Și a spus pentru că n-a predicat de dragul meu. Dar acum mai vreau să vă întreb, poți să predici și să nu faci de dragul lui? Ce ziceți? Se poate? Păi apostolul Pavel zice unii predică din Duh de ce arta? Știu Biblia, teologie, ca să poată ridica, să-i dea în cablă la alt. Deci unii predică din slavă. Ce înseamnă de slavă de șarte? Acum nu vă supărați că vă întreb. Credeți că se poate predica pentru bani? Da? Credeți că se poate cânta pentru bani? Dar nu se pune... Dacă predici pentru slavă de șartă, să ai vizionări, să fii pe YouTube, să fii popular, dacă predici când sau toate celelalte, sau prorocești cu bănuții, nu se pune. Deci, dacă aici cei care au cântat n-au făcut-o de dragul lui Isus, nu se pune. Dacă rugăciunile noastre care au fost nu sunt făcute de dragul lui Isus, nu se pune. Dacă eu predic și nu mi drag de el și nu predic de dragul lui, nu se pune, se anulează darurile. Doi, lipsa de iubire anulează toate slujbele. Dumneavoastră, cu darurile faceți slujbe. Numai că Biblia zice, dacă vine cineva să aducă darul altar, să țină slujba și are un conflict cu cineva, ce să facă? Dar dacă nu se duce și nu se împacă și rămâne în conflict și aduce darul și ține surba, adică predică, cântă, spune poezii, se roagă, se pune surba. Dragilor, dacă dumneavoastră aveți vreun conflict, slujba din dimineața asta este anulată. Cântarea ta, poezia ta, predica ta se anulează. Pentru că Dumnezeu, nu vă înșelați, nu este acolo. Lipsa de iubire anulează toate slujbele. Eu cred că astăzi în România sunt 10 de mii de slujbe în toate bisericile, în mare marjă anulate de Dumnezeu, pentru că există conflicte, relații rupte și noi ținem slujbele pentru că iubim mai mult slujbele decât adevărul. Dar adevărul este că zice, opriți-vă! Nu-i rău că ai adus darul, nu-i rău că l-ai pregătit, dar problema este că ai un conflict. 3. Lipsa de iubire anulează toate rugăciunile, pentru că dumneavoastră nu vă rugați numai la slujbe, vă rugați acasă. Numai că, uite, bărbații, aveți, avem un, un verset favorit, știți ce zicem? Bărbaților, nu țineți necaz pe... Dar dacă țin pe ea că m-o supărat, care e problema? Ce să vă purtați cu ea ca și cum v-ați mai slab, dând cinste femei, ca să nu fie împiedicate ce? Deci, dragi bărbați, dacă venim aici și începem rugăciunea un bărbat, Dumnezeu le Avram, Isaac și Iacov și să ridică părul pe tine. Dar dacă tot așa țip și la nevastă ta acasă, nu se pune. Da, strigătele mari sunt înaintea lui Dumnezeu, nu și la nevastă. Dacă strigi și aici și la nevastă, ăsta e temperamentul tău, e firea ta, nu-i Duhul Sfânt. Dacă aici strigi cu strigăte mari și lacrimi, dar acasă ești miel, ăla e Duhul Sfânt. Leonardo Venhiner a fost profetul Americii și soția lui mărturisea despre el, zice, soțul meu la biserică e leu, dar acasă e miel. Nu merge la biserică leu, acasă leopard. Nu se pune rugăciunea. Și eram într-o adunare și era o soră care stătea cu mâna pe, pe umărul la soțul ei și când o ce spun, mă așa îi făcea. Dar să știți surorile că e valabil și invers. Dar aveți și dumneavoastră un verset preferat. Știți care e? Ce soțiilor fiți supuse, na, ascultați-mă ce vă spun. Dacă nu sunteți supuse și nu vă iubiți soții, nu supuse în toate nebunile lor. Că bărbații unii au nebunii. Și îi zic la soție, dacă, nu mă, dacă mă, iubești, trebuie. Nu. Nebunile astea nu se pun. lăsați așa. E vorba acum ca să vă supuneți în teama de Hristos soțului. Și zice că Sara îi spunea soțului cum? Adică regele meu. Și dacă îi spunea rege, ea ce era? Regină. Și dacă era rege și regină, ce aveau acasă? Un palat. Dar știți cum îi spune ea lui astăzi? Puiule. Că la pui întoarce gâtul imediat. De ce să mai fie rege? Puiule. Și dacă el îi pui, tu ce ești? Și ce ai acasă? Cum vreți voi? Dar dacă nu aveți supunerea asta, dacă nu există la bază teama asta, iubirea asta, dumneavoastră ca și surori, puteți să vă rugați ca mironosițele să vărsați lacrimi pentru că sunteți mai emotive, nu se pune. Deci lipsa de iubire anulează darul spiritual, anulează slujbe, alunează rugăciuni. Și în final vreau să vă spun că anulează sistemul imunitar. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți echipați cu un sistem imunitar, adică o protecție de apărare împotriva virusilor și a bolilor. Ei, nu știu dacă dumneavoastră puteți să vă dați seama, cel mai puternic complex de vitamine pentru creșterea imunității se numește iubire. Adică dacă dimineața te trezești și iubești, și îți iubești și soția, și copiii, și florile, și animalele, și casa, și totul, imunitatea crește, crește, crește. Dacă e râm, acru, nervos, îngrijorat, stresat, tot pe, pe năzbâti, tot pe, 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 lupte, pe... imunitatea scade, scade și atunci trimiteți bilet în față. Vă rugăm să postiți și să vă rugați pentru noi sau pentru mine că sunt bolnav. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă trimiteți un bilet în față să se roage cineva să postească pentru boala dumitale și ai un conflict, efectiv este obraznic. N-ai nici măcar bun simț. Adică de ce mai chinui pe mine cu post și tu ești certată cu Nora? Păi dumneavoastră puteți înțelege, puteți merge la Vasile Hozan în Canada să vă ungă cu un de lemn. Nu se întâmplă nimic! Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți lipsa de iubire. Dacă aveți conflicte, nu poate să-L facă pe Dumnezeu să toarne vindecare peste păcat. Da, poate face vindecări pentru slava Lui să vadă oamenii din jur și-L în prieteni. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, noi când venim înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să venim fără conflicte. Deci toți care trimiteți bilete aici, foarte bine faceți. Există ungere, există rugăciuni. Dar dacă dumneavoastră aveți conflicte, știți ce se întâmplă? nu răspunde Dumnezeu și dumneavoastră o să ziceți, aha, păi nu mai însă aia de altă dată, care atunci când se rugau să vindecau bolnavii, dar nici bolnavii nu mai sunt aia de altă dată, care veneau curați și împăcați. Și atunci dumneavoastră sunteți dezamăgiți de noi? Noi suntem dezamăgiți că nu răspunde Dumnezeu? Nu! Deci puteți trimite bilete, puteți veni la ungere, dar cu problemele rezolvate. Amin. Acum vreau să vă întreb în final. Se merită să nu iubim? Se anulează darul, se anulează slujbe, se anulează rugăciuni, se anulează sănătatea. Se merită să nu iubim? Nu știți ce zice Biblia? Dragostea lui Dumnezeu a fost... Asta înseamnă că noi nu avem așa ceva. Noi, dacă nu venea Hristos și ne arăta dragostea pe cruce, noi nu știam ce e iubire. Noi spunem iubire la urmat de prostii. Hristosul de pe cruce, care a iertat, care a murit pentru păcătoși, ne-a învățat ce este iubirea. Noi dragostea asta nu avem. N-am fost născuți cu așa ceva. Ea trebuie turnată în noi. Și ne o toarnă. Generatorul de iubire al lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și a fost turnată noi prin Duhul Sfânt. Dar cui dă Duhul Sfânt această dragoste? Vă spun eu. Celor care nu o au. Întrebare în final. Există vreo soacră care își urăște nora? Vă rog să veniți în față. Nimeni. Dacă aș întreba, există vreo noră care nu și iubește soacra? Nimeni. Există vreun bărbat care nu și iubește nevasta? Nu. Nevastă cu ascultați-mă, cum veniți, o să plecați acasă ani în șir, pentru că Duhul Sfânt nu va da iubire numai la cei care au nevoie și dumneavoastră nu aveți. Ne este rușine să recunoaștem că nu-L mai iubim pe Dumnezeu, dacă aș întreba, mai iubiți pe Dumnezeu? Care zice nu? Dar Biblia zice că dragostea celor mai mulți se va deci dacă nu astăzi este sinceri, nu mai jucați teatru, nu mai faceți actorie de Hollywood, spuneți, Doamne, eu nu-mi iubesc soacra, nu-mi iubesc Nora, am vecin, am coleg de serviciu, am probleme, s aproape de divorț și nu știe nimeni ce în culise. Dumnezeu ne-ar ajuta. Dar dacă facem teatru, că totul e ok, că noi avem probleme, cum venim? Așa de aceea Duhul Sfânt l-a trimis Dumnezeu să genereze iubirea Lui Hristos. Și o toarnă în cine are nevoie. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin. amin. Aș vrea să vă citesc în un verset Sfânta Evanghelie după Ioan, dacă am citit de la 1 Ioana, cu citind de la Ioan. Capitolul 3, versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis... Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Predicile din dimineața asta nu se doresc a fi lungi, ci scopul lor este să vă țină lung. Există predici lungi care țin scurt și există predici mai scurte care pot să țină lung. Așa că încă o predică mai scurtă în dimineața aceasta în care fiecare dintre noi trebuie să învățați sau să învățăm o realitate despre copii este o surbă de binecuvântare, au fost aduși niște copii înaintea Domnului și va trebui fiecare dintre noi să înțelegeți că toți copiii din orice familie, fie că sunt penticostali, baptiști, ortodoși, catolici, se nasc morți din punct de vedere spiritual. Adică nu au viață spirituală, nu pot dezvolta viața spirituală. Ce înseamnă viață? Viața înseamnă că ei contactul cu mediul respectiv. Adică niciun copil care stă aici nu are viață spirituală. Viața spirituală este moartă, este anihilată, nu funcționează. Niciun copil nu poate vedea în împărăția lui Dumnezeu, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, nu poate lua contact cu împărăția lui Dumnezeu. Copilașii aceștia sunt vii din punct de vedere fizic. Sunt născuți din carne și sunt vii fizic, ceea ce însemnează că ei pot să se dezvolte fizic, adică au viață fizică. Ce înseamnă viață fizică? Înseamnă că pot lua legătura cu mediul înconjurător fizic. Moarte înseamnă că când mor, nu mai pot să lua legătura cu mediul înconjurător fizic, și atunci ești mort. Dar ei s-au născut din punct de vedere fizic vii, da? Și de aceea ei se pot dezvolta fizic. De aceea copiii dumneavoastră au nevoie de ceai acum, au nevoie de lăptic, când sunt mai mari au nevoie de hrană, de mâncare, au nevoie de o casă, de un pătus, după aia de un pat, după aia de un hotel, de un restaurant, pentru că ei se dezvoltă fizic. Și noi ca părinți aveți grijă la copilul ăsta născut să se dezvolte fizic. Uită câtă grijă portați. La fel, copilul are suflet, adică are emoții, are inteleg, rațiune și are voință, se poate dezvolta sufletește, adică intelectual, de aceea dumneavoastră îl duceți la o grădiniță îl duceți la o școală, după aceea merge la un liceu sau la o facultate, da? pentru că se poate dezvolta din punct de vedere intelectual, se poate dezvolta din punct de vedere emoțional sau sentimental, de aceea are nevoie de părinți care îl îmbrățișează, care au afecțiune, care spun cuvinte frumoase de iubire, pentru că copiii ăștia se dezvoltă sufletesc, se dezvoltă fizic, dar ei nu au viață spirituală. Uitați dumneavoastră băiatul care a fost la fratele, care a dus la bine o trebuie să-l ducă în spate. Efectiv, băiatul lui nu are nicio treabă cu mine. Deci mă sfidează în față. Nu-l interesează predica mea, uite. Nici habar n are de mine. Nici măcar nu-i rușine. De ce? Pentru că la el nu funcționează viața spirituală. Nu-l interesează ce predic eu. Nu-l interesează nici măcar ce vă rugați dumneavoastră. Copiii nu sunt receptivi, nu pot intra în lumea spirituală. Ei ar avea nevoie de o mașinuță, de o jucărie, de nu știu ce, ei n-au nevoie, nu știi cum să-i ții în biserică, pentru că ei nu au parte spirituală. Am un băiat care, noi avem patru copii, domnul să cu binecuvinteze, cel mai mic e cu noi și celelalte două fete, dar ăsta mai mic, de 10 ani, m-a surprins zilele trecute când m-am dus după el la școală. M-am dus după el la școală și începe să-mi povestească. Tati, am început meciul în pauză. Și zice, ori dată e un gol și după aia l-am reactivat pe, pe, pe Cristianul Ronaldo. Zic, cum, da, cum l-ai activat? Și așa l-am activat, am dat niște goluri. Băi, zic, dar nu poți să-l activezi și pe Apostolul Pavel? Nu. Dumneavoastră nu vedeți că noi punem numele la copii, cum le punem? Timotei. David. Dar ei vor să fie ca ei nu interesează David, nu interesează nici Pavel, nici Petru, Ei nu, funcționează în viața spirituală. Dacă vreți să vedeți mai bine lucrul acesta, încercați în holul biserici să puneți telefoane, iPhone, jucării, mașinuțe, mingi, eu știu, toate avioane, tractoare, și puneți și Biblii. Puneți concordanță biblică, puneți introducere în Noul Testament și ziceți la copii, bă, când plecați acasă, luați-vă ce vreți voi. așa e că și-au concordanța biblică. Păi nu luați nici dumneavoastră. Ei nu funcționează. Ei... Păi cum vă închipuiți dumneavoastră că eu mă duc la biserică și copiii stau prin fața mea și se joacă cu avioane? Ei se joacă cu jucării în anumite... Alți se desenează, colorează și eu predic. Păi normal asta? Ei nu au viață spirituală. Nu funcționează partea asta spirituală. Ei nu pot intra în Împărăția Lui Dumnezeu să vadă ce e acolo, să vadă frumusețele astea. Și fiecare dintre noastre trebuie să înțelegeți ca părinți că, ăsta este versetul, dacă poți să-l lași, fiecare copil care s-a născut fizic, zice Biblia, zice Domnul Iisus, că trebuie să vă mai nașteți încă o dată. Păi nu am înțeles. Nicodim aici, un învățător al Israel, zice, păi cum intru iar în pânte, mai mă o dată? Cum să te mai naști încă o dată? Deci trebuie să înțelegeți. Toți copiii, indiferent ce confesiune au părinții, trebuie să se mai nască încă o dată. păi cum să mai nască încă o dată? Intră iar în pânte, chiar și spune nu. Deci ce este născut carne este și se dezvoltă fizic ce este născut din Duh, adică trebuie să mai nască încă o dată din Duh, ca să poată intra, intra. Dă înapoi la versetul 3, zice, dacă un om nu se naște încă o dată din nou, nu poate vedea împărăție, nu poate intra, nu poate lua contactul. De aceea copiii n-au lucrul ăsta și ei trebuie să se mai nască încă o dată când sunt mari. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă nu aveți o naștere din nou, omul este capabil în fire să se dezvolte religios. Adică puteți să deveniți religioși, dar nu spirituali. Sunt o grămadă de oameni în funcție de religie care își iubesc religia lor. Oamenii ăștia sunt religioși. Asta există capacitate în fire. Dar noi nu putem lua contactul să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu decât prin nașterii din nou, adică se mai ne naștem încă o dată. De aceea părinții, pe lângă faptul că îi ajutați, le dați o cameră călduță și un pătuț și de mâncare și îi duceți la o școală și la o grădiniță, trebuie să aveți în vedere să aveți acasă o sală de travaliu în care să simțiți durerile nașterii pentru copilul dumneavoastră și acolo să strigați la Dumnezeu ca să se mai nască încă o dată copilul dumneavoastră. Doamne, ajută. Amin. Dar cum se întâmplă nașterea asta încă o dată? Păi exact cum te-ai născut fizic, te mai naște încă o dată spiritual. Dar cum te-ai născut fizic? Fiecare copil fizic se naște din sămânța Tatălui. Potența de viață este în sămânța unui bărbat, în sămânța tatălui. Nu știu dacă pot să afișez Matei, capitolul 1, versetul 2, să vedeți ce scrie aici, să vedeți dacă se potrivește și la dumneavoastră. Deci Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la dumneavoastră cine naște, bărbatul sau femeia? Înseamnă că minte Biblia. Aici cine zice că naște? Nu zice că Sara a născut pe Isaac. Cine a născut pe Isaac? Asta însemnează că potența de viață este în sămânța Tatălui. Femeia doar preia această sămânță și viața se dezvoltă în pântecul ei și le elimină pe planeta asta. Și se numește tot naștere. Dar potența de viață este în tată în sămânța Tatălui. E exact așa cum s-a născut fizic. Din sămânța unui Tată se naște și spiritual din sămânța Tatălui de Sus. Nu mai un Tată de jos, ci un Tată de Sus care are și el o sămânță, și când sămânța aia penetrează Duhului de Viață, și are loc o naștere din nou. Cum se numește sămânță? Uite, pune dacă pot să afișez. 1 Petru 1 cu 23 să vedeți care este sămânța aceasta care conține potența de viață lui Dumnezeu. Ce fiindcă ați fost născuți încă o dată din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, care? Deci prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu poate exista naștere din nou, să te naște încă o dată spiritual, fără cuvânt. Aceasta este sămânța lui Dumnezeu care conține viața lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă ce au spus, ce, ce, ce spune în Scriptură, de ce. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt: Duh și viață. Vreți Duh? Vreți viață? Păi, asta e în Cuvânt. Deci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de. Vreți putere? Asta e în Cuvânt. Dumneavoastră cum vă sfințiți aici? Cu busuiocul, cum faceți? Deci sfințește-i prin adevărul tău. Cine e adevărul? Deci nașterea de sus, puterea, Duhul, toate sunt în cuvânt. Dar cum vă desăvârșiți aici? Ce toată Scriptura este în de Dumnezeu și de folos, așa, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit. Deci toate lucrările lui Dumnezeu, sunt în potența asta de viață din cuvânt. Și așa cum te-ai născut din sămânța unui tată pământeste, naști din sămânța unui tată ceresc, care este cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră cum s-a născut Fiul Lui Dumnezeu prima oară, așa se naște de fiecare dată în cineva. Acum vreau să vă întreb, în cine s-a zămislit prima dată Isus în pântecul Fecioarei Maria. Cum? Păi zice că Maria a primit niște cuvinte de la Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului. Facă-mi se după e, în momentul când ea a crezut cuvântul și l-a mâncat. Asta înseamnă credință. Nu să citești din Biblie, ci să mănânci Biblia. Biblia nu este un zear să-l citești, ci Biblia este o pâine care trebuie să o mănânci. În momentul când tu crezi cuvintele lui Dumnezeu și intră în tine și se întrupează în tine, Duhul le dă viață și ia ființă în tine viața lui Isus. Dumneavoastră vreți să trăiți viața lui Isus. Na, viața lui Isus nu este altceva, se numește în Biblie întruparea cuvântului. O să fie păstă o lună nașterea Domnului Isus. Cum se mai numește ea? Întruparea Cuvântul. Asta înseamnă că atunci când cuvântul acesta, sămânța lui Dumnezeu, se întrupează în ființa ta, Duhului de viață, și are loc viața lui Iisus în tine, care este o nouă naștere la o viață spirituală și numai atunci poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Îți place rugăciunea, îți place părtășia, îți place cuvântul, îți plac nopțile de veche, pentru că altfel te plictisești. Copiii noștri nu se plictisesc. Păi meu zice către mine, zice, erau câțiva vorbitori înainte de mine și zice, tati, mai vorbești și tu după ei. Și zic, trebuie tati să zică ceva. Zice, dar zici lung? Nu. Și copilul meu, poți să fie copil de păstor. El nu are nu poate intra. De aceea eu trebuie să fac o cameră de travaliu, să simt durerile nașterii ca fiul meu să se nască încă o dată. De aceea copiii care dumneavoastră îi aduceți la binecuvântare, îi aducem, punem în brațul lui Dumnezeu să-i urmărească Dumnezeu într-un mod special pentru ca să se mai nască încă o dată. Și de aceea forța dumneavoastră este să învățați cuvântul. Pentru ca la vremea potrivită cuvântul ăla să penetreze și să aducă viața lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Na, dragilor, numai că trebuie să știți un lucru. Acum Dumnezeu a creat o lume normală, să ne bucurăm de tot ce este în mediul înconjurător. Pentru că noi nu suntem satisfăcuți, împliniți cu lumea normală. A creat o lume spirituală în care să intrăm prin naștere din nou. Dar vreau să vă spun că a creat și diavolul ceva. Un mic paradis care oferă efectiv tot ce își dorește omul se numește lumea virtuală. Deci Dumnezeu a creat lumea normală, pentru că nu suntem satisfăcuți, a creat o lume supranaturală, dar de -a, a venit să facă și el o imitație. Și oferă un mic paradis prin lumea virtuală. Acum, nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți, tot ce vrea diavolul este să ne decupleze de la viața normală și spirituală, să ne oferă o lume virtuală, pentru că lumea virtuală este un mic paradis care îți oferă orice, numai că trebuie să înțelegeți un lucru, este ca o gheață pe care aluneci sau mergi cu ce viteză vrei, fără puncte fixe. Adică nu mai există poliție să te oprească, nu mai există părinți să te ia de urechi, nu mai există dască, nu mai există tribunal, nu mai există biserică, nu mai există toate punctele fixe dispar și tu poți să mergi cu ce viteză vrei. Să faci ce vrei tu, la viteză maximă. E, când te întorci înapoi în lumea reală, tu nu mai funcționezi. Tu ai un blocaj. Nu-ți mai suporți părinții. Nu mai suporți biserica. Nu mai suporți. De ce? Ce au ăștia profesori? Numai matematică, matematică. De ce îmi trebuie mie matematică în viață? Dar ce -ți trebuie ție? Și noi avem impresia că lumea virtuală ne face mai inteligenți. Cele mai urmărite domenii în lumea virtuală, primul domeniu cel mai urmărit nu este știința, nu este educația, nu este nici măcar politica, nu este nici măcar biserica. Știți ce este, care este primul domeniu urmărit în lumea virtuală? Pornografia. Și doi jocurile. Vă închipuiți dumneavoastră că cu astea o să ajungem deștept și inteligenți? Păi cum vă închipuiți dumneavoastră când n-au fost astea și a venit lumea virtuală, omul devine de 10 ori mai depresiv ca înainte. Ca bunicul meu. E de 10 ori mai depresiv, mai tulburat, mai panicat. Doamne, ai mire de noi. De aceea noi avem o lume normală, bucurați-vă de ea, și avem o lume supranaturală, unde intrăm prin Duhul lui Dumnezeu, prin naștere de sus, binecuvântat să fie El. Ei, dacă dumneavoastră sau noi avem această naștere care ne duce în lumea aceasta supranaturală, există niște efecte uluitoare. Primul efect, i au zis, dumneavoastră ce zice la Psalmul 119 cu versetul 11, dacă pot să afișez. Ia gândiți-vă ce zice, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Dumneavoastră mai păcătuiți? Dar de ce? De ce mai păcătuim? Pentru că nu strângem cuvântul. Nu-l strângem în inimă, nu se întrupează. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, întrupare însemnează ceva ce te cucerește, te strânge, te leagă și nu mai poți scăpa de lucrul ăla. Acum vreau să vă întreb, dacă în dumneavoastră se întrupează banul și te cucerește, ce ați vrea să faceți mâine? Ce vreți să faceți? Bani. Dacă se întrupează politica și te cucerește, ce vrei să faci mâine? Dacă se întrupează sportul și te cucerește, ce vrei să faci mâine? Dacă te cucerește cuvântul și îl strânge în inima ta, o să păcătuiești mâine? nu, deci efectul este uluitor, strâng cuvântul și asta mă scapă de păcat deci în momentul când păcătuiesc am probleme de fond cu acest cuvânt al lui Dumnezeu nu-l mai strâng, nu se întrupează nu mă cucerește nu că nu-l citești, nu că nu vii la biserică și asculti predici, dar nu mai se întrupează, nu, se, nu te cucerește asta Ei, aia e viața spirituală când te cucerește și se întrupează în tine. Hai să vă pun alt verset. Întâi an 2 cu 14, dacă pot să afișez. Eu zic ce zice aici, în partea finală. Deci v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Acum vreau să vă întreb, la dumneavoastră la Cluj, cum ați măsura sau cum ați evalua, cum vedeți dumneavoastră un tânăr tare? puternic, un om tare puternic. Ce trebuie să aibă să fie puternic și tare? Că la noi, în zonă, puterea se măsoară în dolari, euro, BMW, ATV, casă cu piscină, funcție, poziție. Așa se măsoară puterea. Și când vezi pe unul ăsta cu BMW, cu geamurile lui, bă, ce tare Numai că din perspectiva lui Dumnezeu, altceva înseamnă să fii tare. Eu zic ce zice, zice v-am scris tinilor, fiindcă sunteți tari și în partea finală zice, ați biruit de ce înseamnă să fii puternic din punct de vedere spiritual? Să-l bați pe satan. Dar cum vă descurcați? Îl bate sau vă bate? Dar care e secretul să-l birui pe cel rău? Că e secretul în mijloc. care e secretul? Ce v-am scris tinilor, fiindcă sunteți tari, în partea finală ați biruit pe cel rău și care e secretul în mijloc? Na, tocmai asta e problema că dumneavoastră credeți că cuvântul lui Dumnezeu e secretul și nu e adevărat. Ați pierdut o noțiune de aici. Dumneavoastră toți aveți Biblie și vă bate satana cu Biblie cu tot acasă. Și aveți câte trei, patru cu ediții de lux. Și diavolul ne bate cu ele cu tot. Nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce zice? Fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați birui pe cel rău. Nu este că asculți o predică, nu este că citești în Biblie, că noi toți avem Biblie și ascultăm, suntem consumatori de predici cu miile pe internet și nu avem biruința asupra celui rău. De ce? Pentru că nu se întrupează cuvântul, nu este efectul când strângi cuvântul în inima ta, nu mai păcătuiești. Când strângi cuvântul în inima ta, și rămâne în tine și te cucerește, îl birui pe cel rău. Pune-te, rog, dacă poți, Ioan 15 cu 7, să vedeți ce efecte are această sămânță dumnezească. Deci, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea Acum fi sincer, dumneavoastră orice cereți de la Dumnezeu vă dă? Înseamnă că minte Dumnezeu. Aici azi zice, cereți orice veți vrea și vi se va. Și acum ăștia cu Evanghelia Prosperității vin și spun, păi dacă zici așa, tu trebuie să crezi și trebuie să ceri specific. Adică nu te rogi, Doamne, îmi dai o mașină. Ci spui, Doamne, vreau BMW, culoarea neagră. Atâția că ai putere. Trebuie să fii specific, că orice ceri îți dă Dumnezeu. Asta scrie aici. Păi auziți tot contextul care e. Dacă rămâneți în mine și dacă, dacă rămân în voi, ce? Păi și dacă rămâne în tine cuvântul lui Dumnezeu și te cucerește, ce ceri? ce în cuvânt? Și ți se dă tot ce în cuvânt. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți să nu aveți impresia că noi avem rugăciuni puternice, că exprimăm în rugăciuni dorințe. Cele mai puternice ce rugăciuni sunt cele care au în ele și exprimă în ele cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră cât cuvânt avem noi în rugăciune. Cu ce s-a luptat Domnul Iisus în ispitire cu diavolul? Cu ce s-a luptat? Ce trebuie să conțină rugăciunile noastre? E tot ce este cuvânt în rugăciunile noastre, Dumnezeu ascultă. Dar dacă dumneavoastră prezentați dorința, cu nu-i rău să prezins dorințe, dar Dumnezeu nu s-a angajat nicăieri să-ți răspundă la toate dorințele, ci doar ce este în cuvântul lui, pentru că aia este voia lui. Dumneavoastră, dacă cereți dorințe, trebuie să cereți în felul următor: Doamne, îți aduc asta la cunoștință, dar. Dacă este, voia ta. Dar dacă prezinți cuvântul rugăciune, nu mai trebuie să zici dacă este voia ta. De ce? Pentru că este voia lui Dumnezeu. Nu, de exemplu, sunteți la cruz. Să zicem că mâine fiul dumneavoastră susține un examen la facultate de medicină și te-au cucerit asta, copilul tău să ajungă medic. Ce te vei ruga? Dacă mâine are copilul examen, ce te rogi? Păi ce te-au cucerit ce au intrat în tine? Dorința asta, asta nu-i cuvânt. Este dorința ta care a intrat în tine, te-a cucerit, s-a întrupat în tine, copilul meu vreau să ajungă medic și mă rog, Doamne, copilul meu mâine are examen la medicină. Și ce vă rugați? Doamne, te rog frumos, dacă se poate doi îngeri să vină lângă copilul meu mâine și să-i șoptească la ureche, Doamne, că tu faci semne și miruni sau vă rugați Doamne, tu știi că copilul meu a fost în vacanță, a fost prin Dubai nu a avut timp să învețe din 40 de subiecte a învățat două te rog Doamne care subiect se pice? unul din alea două deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți dacă vreți să nu rămâneți cu buza umflată trebuie să înțelegeți că astea se numesc dorințe tu le poți spune înaintea lui Dumnezeu, dar le pui în felul următor, Doamne, dacă este voia ta mâine copilul meu să ia examenul la medicină, să lea. ia. Dacă nu, trântește-l. Să cadă! Vă rugați așa? Dar de ce nu vă rugați? Pentru că de fapt noi ce facem? Îl facem pe Dumnezeu un hopa mitică după dorințele noastre. Și noi rămânem dezamăgiți că Dumnezeu n-a reacționat la dorințele mele, dar Dumnezeu nu s-a angajat nicăieri să-ți răspundă la toate dorințele. Care sunt voia lui? Care nu sunt voia lui? De aia trebuie să te rogi, Doamne, dacă e voia ta să ia, dacă nu e voia ta să nu ia. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină, ce vă rugați? Vă duceți în Germania, v-ați adunat bani și vreți să vă cumpărați o mașină, ce vă rugați? Dacă asta a intrat în tine. Asta se numește dorință. Doamne, te rog mă, să fii cu mine în Germania, mă să-mi cumpăr o mașină. Te rog să mă duci exact la neamțul care trebuie. Și te duci în Germania și când vii în Ungaria pe butuci. Doamne, pe unde e Dumnezeu? Dar unde a citit că Dumnezeu o să răspundă la toate dorințele? De aia trebuie să te rogi, Doamne, eu mă duc în Germania să-mi cumpăr mașină. Dacă este voia ta, ajută-mă. Dacă nu este voia ta, sparge motorul. sparge roțile. Vă rugați așa? Dar de ce nu? Pentru că noi avem dorințe și Dumnezeu trebuie să răspundă la dorințele dar versetul ăsta nu zice așa ceva zice că dacă pui ceva din cuvânt Dumnezeu îți răspunde, ia gândiți-vă acum, dacă Biblia spune să iubești dușmanii și pui asta în rugăciune, spui Doamne pot să pui așa, Doamne te rog dacă e voia ta ajută-mă să-mi iubesc dușmanii dacă nu ajută-mă să le rup picioarele trebuie să zici așa? dar de ce nu? pentru că e voi lui Dumnezeu dragilor rugăciunea puternică este cea care conține cuvânt de aceea când citiți Biblia puneți cuvântul care îl citiți în rugăciune va ajuta enorm în relația spirituală dimineața când citiți ceva din Biblie rugați-vă cu ce ați citit din Biblie nu citim ceva și ne rugăm altceva că nu e corect adică Dumnezeu îmi vorbește ceva eu îi duc altceva eu nu spun să nu exprimați ce dorințele, dar principalul lucru din cuvânt, din rugăciune, trebuie să fie cuvântul. Da, dumneavoastră veniți și ați cântat aici. Cântările, ce trebuie să conțină? Că am auzit o cântare, zicea cântarea așa, Tu ești eroul meu. O, oh, o, oh, o. Oh. Puteți să-mi spuneți din ce verset din Biblie? dați-mi un verset. Păi de ce cântăm? Pe astea copur și eu. Ce trebuie să conțină o cântare? Oameni, bubă, dar de cântat, e lumea de cântat. Ce e cântare? Ce trebuie să conțină o cântare? Ce ați vrea să conțină predica? Povești nemuritoare? Dar ce vreți să conțină? Cuvânt, rugăciunea, ce trebuie să conțină? Cântarea, ce trebuie să conțină? Deci care e baza bisericii? Asta e sămânța lui Dumnezeu. Nu mai păcătuiești. Ai biruința asupra celui rău. Rugăciunile sunt ascultate. Pune te rog și Psalmul 1, versetul 2. Acolo vorbește despre un om care l-a cucerit legea Cuvântului Dumnezeu. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Adică e prins de lucrul ăsta. Care e efectul? 3. Dai pe versetul 3. Este ca un pom să dilângă lângă un izvor. Dar cum, eu, cum arată un pom să de lângă un izvor de apă? Proaspăt, verde. Vedeți dumneavoastră asta în Casa lui Dumnezeu? Eu sunt un predicator care cum să spun, mă uit peste tot. Am contact vizual. Există predicatori care fixează un punct și mai ușor de ei. Dar ăștia care vedem totul, nici nu vă dați seama. Gândiți-vă, te apui să predici și în timp ce predici un frate face așa. Bă, dar ăsta e tăman ca un pom lângă apă. Acum mă înghite. Și nu te mă uiți la frate, te uiți la surori. Când te uiți la surori, o soră, pentru că asta a murit de tot. Nevastă mi-a zice, bă, tu la un moment dat, când predici, te, te uiți numai în anumite direcții. Păi normal. Mă uit și eu la unii care stau să băgâte. Că mă încurajez și eu. Păi unde-i prospețimea asta? Tot am pus întrebarea asta, dar dumneavoastră n-am fost să o pun și aici. De când sunteți dumneavoastră? Ați căscat vreodată numărând banii? Hai ca să începeți să numărați banii. 100, 200. Așa au apucat un somn, lasă că îi numără mâine. Ah, la bani vi se cască ochii. Păi atunci nu suntem lângă izvorul care trebuie. Cum se poate, bă, te la meci, sali în sus, te uiți la film, ești tot ochi și urechi. La bani stai cu gura căscată. Numai la cuvântul lui Dumnezeu. E corect? Păi de ce nu-i rezultatul ăsta? pom sădit lângă un izvor cu apă. Proaspăt! Înviorat! De ce nu este? Ce nu avem? Ce o scris la versetul 2? Ce o scris la versetul 2? Își găsește plăcerea în cuvântul Domnului. Și ultimul verset cu care vreau să închei, Iosua unul cu 8, dumneavoastră știți versetul acesta, Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Observați tot cineva care zi și noapte e prins, o întrupat cuvântul și e prins, e cucerit. Căutând să faci tot ce este scris în ea și viți atenție ce scrie, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu... Deci dumneavoastră vreți de mâine să izbândiți în toate lucrările. Vreți să lucrați cu înțelepciune. Care e secretul? Să fii drăgostit de Biblie. Și dacă nu ești drăgostit și de dimineață nu-ți faci timp de Biblie, vei izbândi în lucrări. Vei lucra cu înțelepciune. Și atunci te miri că după 10 ani dai faliment și dai vina pe Dumnezeu. Dacă erai îndrăgostit de cuvânt, Domnul îți poartă de grijă. Zi și noapte, în mine este cuvânt, 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 cuvânt. Și Dumnezeu ne poartă de grijă. De ce? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți în final, când ieșiți afară, vă rog frumos să vă uitați, să priviți, că e splendid afară natura, tot ce e creat în afară, în natură, prin ce s-a creat? prin cuvânt. Adică fiecare pom, fiecare floare, fiecare frunză, fiecare munte, deal, apă, mare, ocean, fiecare picătură are amprenta cuvântului. E făcut prin cuvânt. E dacă tu ai amprenta cuvântului în tine și ești cucerit de cuvânt, tot ce este creat prin cuvânt vine în spatele tău să te ajute. Dacă n-ai amprenta cuvântului când ești afară, toată natura vine împotriva ta să te respingă și îți face viața grea. De aceea, dumneavoastră, când vă duceți afară și aveți cuvântul amprentat în dumneavoastră, florile vă recunosc, frunzele vă recunosc, copacii, mările, oceanele și vă ajută. Păi gândiți-vă dumneavoastră la Moise, care avea în el cuvântul, când a ajuns într-o situație imposibilă în fața unei mări, ce-o făcut marea? Și au zis, Moise, ai autostradă. Dar au venit și egiptenii care nu aveau amprenta cuvântului și au intrat tot pe aceeași autostradă. Ce scrie Biblia? Că au venit apele și prima dată, zice, le-a îngreuiat mersul. Ați simțit vreodată că se îngreuiază mersul zilnic la noi? Până nu toate semafoarele foarte De ce? De ce ne îngreuiază Dumnezeu mersul? Pentru că nu-i ceva în regulă cu noi, nu mai suntem pasionați, nu mai este cuvântul întrupat și lucrurile nu le mai recunosc. Uitați-vă dumneavoastră uh, la Iona, care n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. ce o făcut marea? Ce-a făcut valurile? Pe cum valurile se enervează? Au nervi? S-au înfuriat valurile? Păi de ce? De ce stăteau împotriva lui și după aia când au ajuns în adânc și au venit mintea după cuvânt, o trimis Dumnezeu o balenă, dar pentru cine era balena aia? Cine a creat-o? Prin ce a fost creată? Și a trimis o trimis-o pentru el. Balenele, oceanele, mările. Uitați-vă la unul care se duce și măgărița îl oprește. Pe păi de ce s-a opus? Îți face viața grea animalul. Nu-ți reușește în grădină, nu-ți reușește în natură. Totul vine împotriva ta. Ei, dacă ai cuvântul în interiorul tău și ești îndrăgostit de cuvânt, tot ce este în jur te ajută, te ajută, te ajută. Păi la ios s să oprit soarele și l-a ajutat. Te recunoaște natura, dacă nu îți vine împotrivă, nu vedeți că viața devine din ce în ce mai grea, de ce? Pentru că nu mai avem întruparea cuvântului. Dragi părinți care v-ați adus copiii la binecuvântare, să-i puneți pe brațul Domnului. Înțelegeți, cea mai mare forță din univers este cuvântul. Învățați pe copii cuvântul. Citiți, nu se poate un copil la 18 ani să n Biblia citită împreună cu părinții Noul Testament. 18 ani! Păi dacă citește un capitol dintr-o epistolă, în 4 zile ai citit o epistolă în 5 zile. Cum se poate ca un copil de-al nostru, de pocăiți, la 18 ani să vină să spună că nu citi Biblia, nu citi Noul Testament. Păi ce am făcut părinții? N-am pus cuvântul, nu am făcut sala de travaliu, nu ne-am rugat. Copiii noștri trebuie să mai nască încă o dată ca să intre în lumea spirituală și vor fi efecte remarcabile. Nu mai păcătuiești, îl biruiești pe cel rău, ai rugăciune ascultate, ești proaspăt, verde și izbutești în lucrări și lucruri cu înțelepciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze și nu uitați, la început era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut facă bunul Dumnezeu. Ca Duhul Sfânt să dea viață cuvântului care se întrupează în noi. Amin.